CSMR și ți-a reușit o remiză în deplasare contra celor de la CSM Slatina într-un meci care a contat pentru etapa 17-a din Liga 2-a. A fost 0-0, iar reșițenii continuă parcursul fără eșec în campionat. Slatina a jucat în inferioritate numerică ultima parte a partidei după eliminările lui Ionuț Mitran în minutul 62 și John Mondragon în minutul 66. Din sezonul regular au mai rămas de disputat două etape pentru CSM Reșița. După meciul cu CSM Slatina le va mai întâlni pe Gloria Buzău acasă și pe FC Argeș în deplasare. Cel puțin noi ne doream într-adevăr să luăm, să aducem victoria, dar să fiu realist, am întâlnit o echipă bine așezată în teren și de aceea vreau să-l felicit pe domnul Oprescu. Un meci încrâncenat, fără prea multe ocazii de gol și până la urmă s-a terminat egal, un punct care îl pune în clasament. Asta este realitatea. Asta este realitatea și cred că este un rezultat important. Totuși, cum ați gestionat cele 30 și ceva din eliminare? La 0-0? Se vede că s-a văzut că nu am reușit să marcăm. Am întâlnit, chiar dacă au jucat în prioritate la un moment dat și cu doi oameni mai puțin, au stat foarte bine în apărare, greu i-am desfăcut.